Eu cred că cea mai mare nevoie pe care o au oamenii este să vadă lucrurile făcute de mâna altor oameni. Indiferent cât de tehnologic ne-am duce în față, lucrurile făcute cu mâna, indiferent că sunt alimentare, că sunt nealimentare, eu cred că o să rămână. Bunicul prefera să lucreze ciocolată pentru că spunea că ciocolata poți să o pui peste absolut orice cu un pic de ingenuitate și n-ai cum să nu iasă ceva bun din ea. Un blat de marmură, un ochi de aragaz, o priză și un bec în tavan și asta e tot ce ai nevoie ca să poți face ciocolată. Bunicul Jean a fost un personaj, practic unul dintre cei mai cunoscuți ciocolatieri din Iașul interbelic. El a început foarte devreme, a rămas orfan la foarte puțini anișori, născut în 1908. În 1914 era deja orfan de ambii părinți. În 21 a intrat la meserie la domnul Vlădescu, la Vlădescu la o confeterie, unde a intrat pe prima treaptă a meseriei ca băiat de prăvălie. Și din 1921 până în 37 a trecut prin toate etapele. A ajuns calfă, ucenic, lucrător, cofetar și după aia meșter cofetar în 37 cu carnet semnat de pe vremea regiului. Am și acum am carnetul lui de meșter cofetar. Și după aia, bineînțeles, după ce și-a luat diploma de meșter cofetar și a făcut propria lui cofetărie, moșneagul la un moment dat a pierdut tot, bineînțeles, prin anii 50 a pierdut tot ce a gomesit. A făcut și un pic de pușcărie la stuf pe undeva, după aia s-a întors din pușcărie, a ajuns din nou laboratorul lui, unde acum era practic angajat oamenilor care erau în propria statului, cum ar veni. Acolo a dat peste formele lui de figurine de ciocolată pe care le-a găsit aruncate, pentru că le stricaseră, ei nu știau să lucreze cu ciocolata la temperatură, cum să o tempereze, cum să o toarne în forme. Le-a curățat bine, a găsit tot o șatră de țigani spuitori lângă Iași, care erau brăslași și încă mai lucrau meseria, adică nu erau încă domni și doamne, nu erau încă cetățeni, umblau și își făceau meseria, erau fiecare ce știa să facă, s-a dus la țigan cu formele, l-a refăcut, l-a dus acasă, nu l-a mai dus la laborator și a fost miezul cofetăriei lui de acasă. Moșul a lucrat până în 2002, când a murit, la 93 de ani, foarte simpatic, am o poză de la ultimul Crăciun, a fost tot timpul vesel, cred că din cauza ciocolatei. După ce a murit, sunau oamenii că ei nu știau că murise și întrebau dacă sunt gata bomboanele, dacă sunt gata ce lucrase pentru ei, că Moșul a lucrat până în ultima clipă, adică n-a stat la pensie, nu s-a dus să joace table pe parcuri cu bătrânei, pe pensionabil. De din parpadele. Ce mai simpatică treabă e că pe bunicul Jean, după cum îl cunoaște lumea și în ziua de astăzi, nu îl chema Jean, pe îl chema Stinică Gheorghe, dar când a intrat băiat de prăvălie, na, toți aia care erau acolo la grămadă, trebuiau să vină la semn. În momentul în care ciocolatierul lucrează ciocolata e foarte, foarte sensibilă la timp și la temperatură. Și pe toți îi chema Jean, pe absolut toți sub nivelul lui, deci orice calfă, orice, el striga doar atâta, Jean! Și apărea cât un băiat lângă el, că era bunicul, că era altul, care trebuia să-i dea asistență pentru ce avea el nevoie. Moșul a făcut o treabă foarte șmecheră și a păstrat porecla de Jean. Toată lumea îl știa de Jean, adică și acum când am făcut sufrageria bunicului Jean, a fost foarte mișto că oamenii din Iași care încă și-aduceau aminte de el, mă întrebau dacă mai trăiește în Jean. Niciunul din ei nu știa că îl cheamă Stinică Gheorghe. Prima lui prăvălie s-a chemat la Jean, adică practic și-a luat o poreclă și și-a făcut din ea, cum știa moșul să facă, din something out of nothing, că în română sună urât, a făcut ceva din nimic, totdeauna făcea ceva din nimic. Prima dată, cred că prin 1971, eram foarte mic, toate vacanțele mele erau la Iași, în sufrageria bunicului Jean, pe strada Răpușneanu 24, erau un corp de clădire vechi, acum e dărâmat, și atunci am început prima oară să am contact cu ciocolata de lucru. Am început să fac altele după ce am terminat școala, am aterizat în publicitate, după aia publicitatea a început să ducă ușor la vale și până s-a oprit de tot în 2012 și am zis, băi, ce-ar fi să mă pus să fac din nou ciocolate, să o fac de data asta comercial, să văd dacă pot să mă susțin. Când m-am apucat, m-am gândit la sufrageria bunicului Jean, pentru că ăla era locul în care el lucra, practic în casa lui, el în sufragerie avea laboratorul făcut. Și i-am dat numele ăsta, prima oară m-am gândit să fac serii de câte 5 bomboane, mi-am făcut niște cutii și după aia, cu un prieten foarte bun de-al meu, Pilă, Costin Popescu de la CAP, s-a oferit să-mi facă tot ce înseamnă parte de imagine, logo, caracterele cu care e scris bunicul Jean, ștampila pe care o am acum pe cutii, și am început să lucrez. Am făcut prima oară niște trufe cu rozmarin, pe care le-am dat prietenilor de sărbători, le-au plăcut. După aia l-am cunoscut pe Paddy, cu deliciile, cu ciocolateria pe care le știam tot așa din publicitate, am lucrat împreună. M-a adus la el în prăvălie și am făcut o lansare cu oameni necunoscuți să văd că, în afară de familie și de prietenii mei care le gustau, trebuia să am și părerea unor oameni care n-au
nimic în comun cu mine și să-mi spună pe bune dacă le plac sau nu. Și cu timpul am dezvoltat o gamă de arome pe care le schimb mereu, fac câte 15 săptămâni, din când în când mă chem pe mătușa mea, pe una din fete, singura din fetele moșneagului care mai e în viață, o mai chem că mai am eu dubii sau ceva, o chem pe aia sau pe verișoarea mea și le dau să mănânce. Știu că dacă sunt proaste, le scuipă și îmi spun ce prostie ai făcut. Adică, regretul meu cel mai mare ăsta e dacă ar fi trăit moșul, să-l am undeva într-un colț, deci să nu facă absolut nimic, să stea pe un scaun și să mai dea cutelul peste mână sau să-mi zică, vezi prostule, că ai făcut nu știu ce lucru greșit. Adică dacă ar fi aici, îi simt nevoia. Adică i-aș simți nevoia unui moșneag de ăsta experimentat să-mi spună când trebuie să știu eu ce am greșit și eu nu-mi dau seama. Cel mai important lucru pe care pot să spun că l-am de la bunicul e determinarea. Croșetele lui pe care le-am găsit, iar boom-ul cel mai mare a fost când a scos mătușa mea punga cu forme și figurine din ciocolată ale moșului. Dintr-o dată și când am desfăcut, așa pare erau cloșca cu pui de aur. Caut gusturile românilor și atunci lucrez cam ce avea moșul pe vremea aia, iar o parte din aromele pe care le fac într-o cutie sunt adaptate la mai modern, ca să zic așa. Adică moșul nu lucra cu whisky, moșul nu lucra cu Jägermeister. Acum lucrez două categorii mari de bomboane, deocamdată până o să am magazinul meu. Unele sunt cu interioare cremă și altele sunt cu interioare lichide. Aici intră vișine, sfeclă, cireș, morcov și așa mai departe. Cu sfecla, în schimb, e o poveste lungă, pentru că românii sunt foarte puțin obișnuiți să mănânce altceva în afară de cartofi prăjiți cu carne. Și atunci, în momentul în care le spui că în ceva dulce e sfeclă, e aproape incredibil. Numai că în cofetărie tu disimulezi gustul sfeclei într-un mod foarte subtil. Practic, sfecla respectivă deja nu mai are gust de sfeclă, ea e o bază cu fibră, cu ce are în ea. Iar în jurul ei, în bomboană, este un lichior care se face din zeama sfeclei și dintr-un fondant de trandafir, fondant cu sirop de trandafir, care îmbracă bănuțul respectiv. Se face foarte simplu, se poate lucra pe lângă sfeclă și cu morcov, de exemplu, dar pe ăla e bine să-l asociezi cu portocala, pentru că morcovul e portocaliu și atunci totdeauna tu induci prin culoare, induci gustul pe care se așteaptă omul să-l găsească înăuntru. Totdeauna faci chestia asta. Am făcut asta cu sfeclă pentru că mi s-a părut interesant. Asta e semnătura sufrageriei și indiferent cât de mult schimb colecțiile din cutiile de bomboane, păstrez totdeauna bomboana cu sfeclă ca o semnătură, pentru că nu mai face nimeni. Acum am verificat, e un dulce pe care nu mai face nimeni, chiar nu mai face nimeni. Felul în care lucrez eu, la noi e un pic mai rar. Ciocolateria veche se lucrează din interior către exterior. Ciocolateria nouă se lucrează din exterior către interior. Gustul se face în interiorul bomboanei, adică e foarte greu să reproduci ce se întâmplă, chimia mică în interiorul bomboanei. Dacă te uiți la bomboanele făcute craft, o să vezi că niciuna nu seamănă cu alta, adică practic tu ești la îndemâna ciocolatei și la îndemâna accelerației gravitaționale. În momentul în care ai scurs ciocolata, fiecare croșet are forma ei, în momentul în care ai pus-o să facă talpă pe foaia de copt sau pe ce vrei tu să o pui, ciocolata se prelinge într-un anumit fel, modul în care îi pui ornamentul la sfârșit și atunci toate bomboanele sunt similare, exact ca oamenii. Numai că fiecare are particularitate, adică nu există niciuna care să semene cu cealaltă și asta e foarte greu de reprodus. Dar presupun că la un moment dat are un boom extraordinar, eu vreau să fac ciocolată exact ca bunica mea până în ultima zi. Și dacă o să reușesc, o să fac o rulotă, vreau să-mi fac un mobile home sau o rulotă și să fiu, adică să nu mai am un loc în care să fiu stabil. Mă așez lung un sătuc și fac ciocolată pentru oameni și dacă reușesc să-mi scop banii de un pachet de țigări și de benzină, sunt fericit. Asta e povestea. Sunt numele meu Răzvan, am 50 de ani, așa m-am apucat din nou să fac ciocolată.